Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este joi, cred că 26 noiembrie, da? Și am fost repede până la Kaufland, l-am dus pe Maxi la grădiniță, slavă Domnului că am reușit să găsesc o grădiniță privată unde poate să meargă. Și din drumul de la grădiniță m-am oprit la un Kaufland și vreau să vă arăt repede ce mi-am cumpărat de acolo. Sunt mai mult alimente și încă ceva, o să vedeți. Aici am o... Mi-a venit în același timp și curierul. Aici am un calendar advent pentru Maxi. Abia aștept să-l desfac. E foarte frumos împachetat. Este de la o mămică de aici, din București. Și aici am o cutie în care am o căciulă. Tot pentru Maxi, mai puțin. Să-l punem aici. Tot de la o mămică. E lucrată cu antrele din lână merinos. Așa, și asta este Flamingo. N-am vrut să-l țină cu el astăzi la grădiniță și mi l-a dat înapoi. L-am descoperit recent prin tipul și nu mai vrea să-i mai dat drumul. Deci am aici o mortadela. Am două cucete de avocado. Vreau să fac niște guacamole. Am un iaurt din ăsta Müller cu căpșuni. Sper să-i placă lui Maxi. Am o budincă din asta cu ciocolată de la Zuzu. Am două, de fapt, da, e pe acolo. A doua. Așa. Deci ăsta e bonul, vă spun la final prețul. Am niște măsline, sper să fie bune măslinele astea. Tot caut niște măsline care să nu fie sărate sau amare și nu găsesc. Un dovleac plăcintar, sper să fac o plăcintă în weekend. Mi-e poftă de o plăcintă de dovleac. Niște roșii sherry. Vreau să fac guacamole și o pun și roșii sherry. O mașinuță mică pentru Maxi, pe care o să o pun într-una din zile la calendarul advent, ca și cadou. Niște bacon. E porționat așa în două și mie îmi place foarte mult că îl folosesc foarte pentru Max și așa am două porții. Un lapte cu ciocolată și caramel de la Dorna, să văd dacă o să-i placă lui Max. Nu prea mănâncă lactate și na, tot încerc să găsesc alternative să-i placă ceva. Niște ouă, 6 ouă. Așa. Să le punem aici, sunt crescute la sol, cel puțin asta scrie pe cutie, acum știu sigur. Două pulpe de pui din asta de la provincie, am mai avut ceva de la ei și mi s-a părut ok. Mai am o caserolă tot cu două, vreau să facem astăzi niște pulpe la cuptor, așa cu cartofiori. O carte de care sunt mega încântată, am dat 15 lei pe ea. Lui Maxi plac foarte mult căluții și animalele de fermă și animalele în general. Un alt iaurt cu căpșuni. Încă o carte, în așteptarea lui Moș Crăciun, poezii și colinde. Un castravete de vin ăsta Fabio, este preferatul lui Max, este singura lăcină pe care mănâncă fără probleme. Doi ardei capi, sper să fac o ciorbică. Niște cuțile din acestea cu semințe și simple. Maxim mi-a spus în seara că vrea să-i fac un hamburger. De fapt, eu îl păcălesc și pun un sandvișel cu șuncă, cu brânzică, două lămâi grase, două globuri de la Ferrero. Acestea o să le ofer cadou doamnelor educatoare, împreună cu încă ceva, nu știu ce. Niște banane. Tot așa, Max, seara mai mănâncă cât o banană. Și iar încă o caserolă de pui. 13,34. Totalul, scuzați bășnoiala, a fost 191,45. Și cam da, astea au fost cumpărăturile mele alimentare. Acum trebuie să le pun repede, repejor, la loc. Sper că vă sunt de folos și că vă plac aceste clipuri. Mie îmi plac foarte mult, mi se par foarte interesante și utile. Mai descoper și eu lucruri noi pe care le cumpără și le mănâncă oamenii din jurul meu. Să aveți o zi bună, ușoară, cu gânduri bune, să aveți pură toate și să ne revedem cu bine la următorul clip.